Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod de Samp. Bă, deci unde? Sine în lăsă, sine lăsă. Bă, știu că n-am mai postat de ceva timp, dar am rămas în pană de idei. Nu prea am avut subiect de discuție, n-am știut despre ce să vă vorbesc. Da, a trecut timpul, s-a strâns ceva material și cred că deocamdată am despre ce să vă vorbesc. Bun, hai să vă zic la ce am, ce -am lucrat noi până acum. Am adăugat un quest de vară. Peste în care trebuie să găsiți câte 50 de rachete ascunse prin fiecare oraș. Questul e ca și până acum, nu e cu mult mai diferit de celelalte. Atât că diferă tematica, dar în rest e la fel. Nu am reușit să facem un quest diferit pentru că nu ne-a permis timpul. Băieții au terminat cu examenul de bac, cu ce au mai avut și pe la școală. Și am zis să încercăm să scoatem un update cât mai repede. Și atunci nu am stat să ne mai... Da, mani, Nu am stat să ne mai lungim prea mult cu un quest diferit pentru că acolo e ceva mai mult de muncă. Și am băgat un quest clasic plus am modificat sistemul de reporturi. Cred că până acum v-ați cam familiarizat cu toți cu nou sistem de reporturi. Din câte am văzut pe statistici și din câte am văzut și prin joc. Opa, permis. Adminii răspund mult mai repede la noul sistem, asta pentru că sunt punctați mult mai bine față de sistemul anterior și chiar au și ei motive în plus să vă răspundă la report. Deci ei dacă vă răspund la reporturi, fac puncte și pe baza celor puncte o să fie sau nu promovați. Pe lângă alte activități pe care ei trebuie să le facă. Bun, ce am făcut noi astăzi? Astăzi, cu o oră, oră și ceva, am adăugat un nou update. Am adăugat un update cu un calendar de vară. A postat și Bob un clip zilele trecute în care a explicat și el în mare despre ce e vorba. E cam un calendar similar cu cel care, pe care îl băgăm și de Crăciun, calendarul la Advent, dar cu premii ceva mai diferit. Așa că, pentru cei care nu știți despre ce e vorba, o să vă arăt în scurt timp pe website o, o mică descriere. Dar așa în mare, de mai multe ori pe zi, la intervale diferite de timp, puteți câștiga anumite premii. Puteți câștiga toți jucătorii care sunt online pe server la momentul de respectiv sau pe un premiu pe care îl poate câștiga un singur jucător. Zicem că nu știu, la ora 10, de exemplu, a fost uh, un premiu de 3 zile de cont premium pentru toată lumea, dacă bine țin minte. Și, nu știu, următorul premiu, să zici că e la ora 12, nu mai țin minte exact, poți câștiga o mașină. Uite, dacă tu ești pe server, te joci sau chiar dacă ești pe slip, dacă ai slot în garaj, da, ca să poți primi mașina și, nu știu, cumva ai bulanul ăsta. Poți să câștigi o mașină. Sunt tot felul de mașini pe acolo. Și le poți câștiga. Ok. Bun. Deci, la secțiunea de updates, Adi a scris cam ce s-a făcut astăzi. Deci, s-a adăugat calendarul de vară cu premii zilnice pe toată durata lunii august. Premiile le pot câștiga toți jucătorii online, cum am spus și eu, sau pot fi câștigate de un singur jucător. Bun, aici pe website, în partea stângă, sub updates, aveți Summer Calendar. Dați frumos click pe el. Pozele astea cu cadouri sunt cele de la calendarul de Crăciun. Urmează să fie schimbate astăzi pentru că Bobo e plecat din oraș și n-a avut timp să facă chestia asta. Din momentul în moment ce a fost plecat și urmează să fie înlocuite cu niște mingi de plajă, cu niște mingi de vară, să schimbăm frumos tematica. Bun, și aveți aici de la 1 până la 31 câte zile sunt în luna asta și în fiecare zi sunt anumite premii. Ce trebuie să faceți? Mergeți frumos la Summer Calendar, zicem astăzi e data de 1, faceți click pe prima, pe prima, zi, o să fie o, o minge, nu o să fie un cadou în zilele următoare. Și aici scrie, ora 8 începe calendarul, ora 10, cum v-am zis, toți jucătorii au primit 3 zile de cont premium. Aici aveți tipul premiului. Dacă e cu verde sau dacă scrie all, o să primească toți jucătorii online premiul respectiv. Dacă e cu roșu, înseamnă că o să-l câștige un singur jucător, ăla care are bulanul mai mare. Uite, la ora 12, de exemplu, se dau 5 puncte de respect pentru toată lumea. Deci toți jucătorii care sunt online nu contează că sunt pe slip, nu contează că se află pe capa, nu contează că joacă, toată lumea o să primească 5 puncte de respect. La ora 2 se va extrage un Infernus pentru un singur câștigător. Deci dacă ai car slot liber, dacă ai bulan, poți câștiga un Infernus, frate. Ți-a luat infernus. și așa nu sunt pe stoc. Te-ai făcut și tu cu un Infernus. Și premiile tot continuă. Uite, la ora 20 toată lumea e level up. Deci, tati, dacă tu astăzi la ora 20 ești pe server, e up. Bun. și uite așa cu fiecare zi. Tot e fiecare zi. Și te uiți, uite, astăzi... Astăzi. Data de 8 sunt următoarele premii. 10.000 de dolari toată lumea, 250.000 de dolari o singură persoană, un comet o singură de persoană, un skin... Uh, random silver o singură persoană. Cei care nu au deja toate skinurile respective, că dacă ai toate skinurile, nu cred că o să mai câștigi, că nu ai cum. În regulă. Uh, ce mai e pe aici? 13 august, începe Summer Workshop. Nu știu dacă mai țineți voi minte, dar acum 2 sau 3 ani, nu mai țin nici eu minte exact care a fost anul, am făcut un Summer Workshop cu scriptorii noștri la Iași. Ce am făcut la workshop-ul ăla, ne-am strâns acolo toți și am lucrat, frate. Atunci am făcut sistemul de achievement de pe website, care e un sistem destul de mare. Nu știu, a fost o grămadă de lucruri care s-au făcut la momentul respectiv, o grămadă de idei pe care le-am avut, le-am pus pe hârtie și care în timp le-am dus la bun sfârșit. Unele n-au reușit să le terminăm, au fost ceva mai greu de realizat, dar așa se întâmplă în domeniul ăsta. -ai, nu ai ce să le faci, nu le poți face pe toate, deși poți să vrei asta. Și atunci, noi din 13 începem Summer Workshop-ul din nou, ne adunăm acolo, punem cap la cap idei, muncim, scoatem update mm ce mai fi. Despre calendar, nu știu dacă ar mai trebui să mai zic și altceva. Destul de simplu, faceți click pe ziua în care vă aflați, zicem că vă uitați mâine, mâine faceți click pe 2, vedeți ce premii se oferă, dacă vreți să primiți premii, vă asigurați că la ora respectivă sunteți pe server și aveți șansa să câștigați premii. Uite, de exemplu, mâine la ora 21 toată lumea primește 20 de puncte de escape. Sau la ora 1, toată lumea primește 10.000 de dolari. La ora 11, un câștigător poate să primească 30 de zile de comprim. Ok. Ce mai este pe aici? Updates. Așa. Se-a mai adăugat pe shop un set noi de pachete. Tot ați cerut, acolo, când se fac reduceri, când se fac reduceri. Ei bine, deocamdată nu vrem să facem reduceri la toate lucrurile de pe shop. Și atunci am zis că hai bă, să le adăugăm niște pachete care oricum sunt la reducere, sunt cu prețuri mai mici decât sunt în shop în mod normal, de care jucătorii pot beneficia. Cine vrea reduce și îi place pachetul respectiv, poate să-l cumpere. Hai să mă duc în joc. Aici mă bat de ăștia de nu știu ce mai am. Bun. Și în joc, dați frumos pe shop și o să vă apară aici pachetele. Sunt câte două pachete, Uite, primul pachet, de exemplu, slot vehicul, hot ring racer ABC, uh, hidden gratuit și cam atâta. Deci când cumpărați un pachet, primiți toate chestiile din pachetul respectiv. Primiți slot de mașină, primiți mașină, primiți free hidden, în cazul în care vă luați un pachet cu mașină. Chestia tare că, de exemplu, dacă tu nu ai slot și ți pachetul respectiv, prime și mașină, primești și slot, deci îți dau automat și mașina și slotul și îți dă și un free hidden. Așa, ce mai ai aici? Pachetul al doilea, poți să-ți cumperi Mega Clan, poți să-ți schimbi numele la clan gratuit, poți să-ți schimbi tag la clan gratuit, poți să-ți schimbi la clan gratuit. Ce se întâmplă? Aici aveți prețul în gold pentru pachet și aici aveți cât, de cât e reducere. Deci în cazul pachetului ăsta e o reducere de 1560 gol. Dar asta e o reducere mai mare, că e prețul mai mare. ce ar mai fi să vă zic? Zice când vă cumpărați pachetul ăsta cu clanul, vă creați clanul, vă alegeți tag vă schimbați culoarea prima oară când vă faceți clanul, alegerea culorii e gratuită. După aia vă rămân astea alte, vă rămân free clan name, free tag change și free clan color. Astea le puteți folosi ulterior tot de pe shop, deci dacă dețineți un clan, după ce v-ați creat clanul, o să vă apară următoarele opțiuni, o să vă apară uh, clan name change și în loc de prețul în gold o să vă scrie x free, unde x reprezintă numărul de modificări free pe care le aveți. Dacă vă cumpărați pachetul ăsta de două ori, o să aveți uh, schimbarea numelui la clan de două ori gratuit. Așa, ce ar mai fi? tot legat de clanuri, dacă aveți deja un clan de 75 de sloturi și vă cumpărați pachetul tot cu clan de 75 de sloturi, valabilitatea clanului o să se stacheze. Asta înseamnă că se pune în continuare. Deci dacă vă clanul vă expire, cum ar fi să zicem pe 10 a 8 -a, dacă vă luați mega clanul, o să vă expire pe 10 a 9 -a. Da, deci vă rămâne valabilitatea curentă plus valabilitatea nouă. Dacă vă cumpărați însă un clan cu un număr de sloturi diferit, să zicem că aveți clan de 50 de sloturi și vă cumpărați pachetul ăsta cu mega clan. În cazul în care vă schimbați numărul de sloturi, se resetează valabilitatea. Asta înseamnă că dacă tu ai valabilitate la clanul tău cu 50 de sloturi până pe 10-a, 8 -a, și îți cumperi pachetul ăsta cu mega clan de 75 de sloturi, ți se resetează valabilitatea, asta înseamnă că clanul ăsta de 75 de sloturi o să-ți fie valabil până pe 1 a 9 da? Țineți minte chestia asta ca să nu ziceți pe urmă că vă luați seapă și nu știți ce se întâmplă. Chiar în momentul în care dai aici să-ți cumperi, ți se precizează anumite chestii. Uite, de exemplu aici ți se precizează că o să primești un nou clan și o să poți să-ți modifici numele, tagul și așa mai departe mai încolo în mod gratuit. În cazul în care ai deja un clan, o să-ți apară un alt mesaj care să zică că ți se resetează sau nu ți se resetează valabilitatea. Deci fiți atenți la ceea ce scrie acolo. Nu a dați enter, enter, enter și la revedere pentru că s-ar putea să vă scape niște detalii. Nu dați order fără să citiți. Fiți atenți la ceea ce apare și atunci nu o să aibă nimeni probleme. Uh, hai hotring de vânzare. N-am hotring de vânzare. Hmm. Am hotringuri, dar nu de vânzare. Nu s-a oricum. Bun. Mm, ce ar mai fi? Bă, cred că vă întrebați acum ce faceți în continuare, la ce lucrați. Nu pot să vă dau mari detalii. Prefer să le păstrăm ca o surpriză și să vedeți la momentul respectiv decât să vă zic de pe acum la ce lucrăm și să ne tot întrebați bă când e gata, bă când e gata, bă când e gata. Ce vă spun e că o să... Nu știu, o să fie mișto. În continuare mai trebuie să mai rezolvăm niște baguri care sunt pe forum, care le-am mai văzut noi, mai ales alea de la tascuri, în care primiți anumite tascuri pe care nu le puteți duce la bun sfârșit și alea cel mai probabil o să le rezolvăm zilele astea fără a mai face un update separat. Deci o să dăm direct un restart, rezolvăm bagurile și toată lumea e fericită. Ok, mă. Cam atat a fost pentru episodul ăsta. Eu am fost Kelton. Nu uita să dați subscribe dacă n-ați făcut-o deja. Ne auzim. Nu mai vine. Hai să vă mai dau un bonus dacă tot să aici. Poate am văzut cum mi arată cromul. ul va întrebați, bă, Kelton, ce temă ai? nu e nicio temă. E pur și simplu o, un feature pe care poți să ți-l deblochezi și tu. Și o să-ți arate cromul la varianta la care lucrează băieții de la Google să arate deci cum mi arată mie acum o să arate nu știu în următoarea versiune sau în următoarele versiuni încă nu cred că au terminat ca să faceți chestia asta deschideți frumos un tab scrieți link-ul ăsta cu flags și vă modificați de aici din cred că voi îl aveți pe normal sau default nu știu exact îl modificați pe refresh dați apply și o să vă arate cum mi arată mie. În cazul în care vă apare cu galbui în loc de alb, cum e normal, atunci mai trebuie să mai modificați o chestie. Intrați pe ăsta la link. O să vă pun chestiile astea în descriere ca să vă fie mai ușor să le găsiți, dați direct click pe ele. Și aici, în loc de default, o să puneți pe sRGB. Puneți pe chestia asta, dați apply și o să vă apară alb dacă vă place chestia asta, dacă nu vă place, nu e nicio problemă, eu am zis să vă zic că după aia parcă vă văd prin comentarii, că bă, Kelton, ce te mai, ce te mai, dă și mie tema, dă și mie tema și e mai greu de explicat prin comentarii cum să faci chestia asta decât mie acum. Bun, mă? Nu mai bine.